Vulpea și anghilele. Era o zi frumoasă. Un pescar se îndrepta în drapul vioi al cailor spre casă de la lac cu o căruță plină de anghile. Trăia din pescuit, el și familia lui, iar acum trebuia să ajungă cât mai repede la piața de pește pentru a lăsa o parte din marfă. Niște bani în plus îi prindeau bine. Vulpea mergea plictisită pe drum când deodată simți un miros de pește și ticlui în minte un plan. Cum ar putea să-și facă rost ușor de o minunată cină? Și rată și vicleană din fire se gândi cum să-l înșele pe pescar. Astfel, se întinse pe mijlocul drumului și se prefăcu moartă. Pescarul, fiind grăbit, nu o văzut decât în ultimul moment și abia reuși să oprească bidivii și căruța. Fu cât pe ce să treacă peste ea, coboră din căruță și se duse să o vadă de aproape. O privi mirat. Urmă de glonț nu văd. Răni nu are. Oare de ce a murit? Fără să bănuiască nimic, o puse în căruță peste restul încărcăturii. Se urcă în căruță și plecă grăbit mai departe. Între timp se gândea ce plană frumoasă o să-și facă din ea. Vulpea atât a așteptat să se vadă în căruță. A fost sigură că planul îi va reuși. Cum a pornit căruța, a început să arunce pești jos, împingându-i cu picioarele. Văzând că se apropie de sat, a sărit și ea din căruță. A început să adune peștele de pe jos și s-a făcut nevăzută. Așa că pescarul cel credul a rămas și fără blană și fără pește.